Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut un scandal monstru pe tema vaccinării obligatorii. Avocata a povestit într-un live pe Facebook că o verișoară de profesie medic care locuiește în Franța a anunțat-o că va fi nevoită să se vaccineze până în luna septembrie, altfel își va pierde locul de muncă. Diana Șoșoacă este de părere că în contextul în care România a urmat până acum modelul Franței, în tot ceea ce ține de pandemie, îl va urma și de această dată. Sunteți toți plecați la mare, la munte? și nu știți ce vă așteaptă. Am fost sunată de verișoara mea din Franța, care este cadru medical, și mi-a comunicat că au termen până în septembrie să se vaccineze, altfel își vor pierde locurile de muncă. Tot până în septembrie copiii de peste 12 ani trebuie vaccinați, altfel nu mai au ce căuta la școală. Dacă Macron a anunțat aceste lucruri, vă dați seama ce se va întâmpla în România, pentru că noi uh, am copiat tot ceea ce s-a întâmplat în Franța. Începe urgia în toată lumea. Voi ăștia, alți avocați care n-ați făcut nimic, puneți mâna și atacați hotărârea de prelungire a stării de alertă. Nu mai există niciun motiv pentru prelungirea stării de alertă. Nu a existat niciodată pandemie, nu în România, în toată lumea și o spun cadre medicale. Uh, oameni buni, ori vă treziți, ori ne trezim în septembrie că suntem vaccinați cu forța. Doare de ce la noi există un comitet militar care coordonează vaccinarea? Oameni buni, uh, începe din nou uh, marea sclavizare. Pentru ce se prelungește starea de alertă? Deja începe marea dictatură și în România a început deja în Franța, în Italia, în Spania.